După ce am ajuns acasă, eu și Tavi ne-am hotărât să facem două campanii în loc de una, pentru a fi mult mai productiv, pentru a împrăștea mesajul la mult mai multe lume. Prima dată am mers la Chiuiești și cu copiii de acolo am ajuns la ideea că o să mergem pe viața sustenabilă și pe cum să ai grijă de propriile resurse. Ei au foarte mari probleme cu apa din fântâni, pentru că mulți dintre ei au acasă fântâni și folosesc acea apă, așa că nu trebuie să plătească pentru apă. Pentru ei e ceva de genul, dacă nu trebuie să plătesc pentru ea, nu trebuie să am grijă de ea. Noi am vrut să schimbăm asta. Am reușit cu copiii cu care am făcut workshop-uri și lucruri de genul. Nu știm dacă ne-am atins foarte bine targetul în ce privește adulții, dar cel puțin copiii le reamintesc părinților acasă zi de zi că e important să salvăm apa chiar dacă nu o plătim. Deci, situația a fost puțin altfel, deși am abordat cam aceeași temă. Deci, fiind un oraș destul de mare, toată lumea are acces la canalizare și la apă. Dar am mers totuși pe importanța resurselor, pe importanța păstrării unui mediu curat. Deci am făcut asta pentru că până la urmă e mediul care ne înconjoară și trebuie să avem grijă de el ca să putem să trăim mulți ani. E să vorbesc despre reacții. Noi am avut două tipuri de reacții, pozitive și negative. Cel puțin persoanele mai în vârstă n-au reacționat așa cum ne așteptam noi, au fost mult mai indiferente, lucru care ne-a dezamăgit puțin. Ne-a făcut să ne întrebăm dacă chiar merită să depunem tot efortul pe care l-am depus, dar, în schimb, cei tineri, cei cu care am făcut workshop-urile, au fost niște îngerași. Ne-au ajutat de fiecare dată, ne-au susținut și ne-au făcut să mergem mai departe. Ei au fost cei care ne-au ajutat să mergem din nou și din nou. Să facem până la urmă campania asta până la capăt, fiindcă o facem pentru ei, pentru cei tineri, până la urmă. În primul rând, cred că și-au schimbat mentalitatea, ideea pe care o aveau despre viață și despre importanța apei, chiar dacă plătesc sau nu pentru ea. Cred că am reușit să schimbăm prin campania asta modul în care ei privesc impactul pe care îl au față de natură. Și asta cred că e cel mai important lucru. Prima dată ca persoanele să devină conștiente de puterea pe care o au și după care să o pună în practică și să îi ajute pe ceilalți să înțeleagă la rândul lor și, bineînțeles, să continue cu bunele practici pe care le-au avut din cauza campaniei este. Eu cred că campaniile stradale sunt importante pentru că e cel mai ușor mod de a transmite informația persoanelor. Și cel mai amuzant mod prin care o putem face noi, cei care vrem să schimbăm lumea, să intrăm în contact cu alte persoane, cu persoane tinere sau cu persoane mai în vârstă, să le arătăm că putem să schimbăm lumea asta într-un mod frumos, plin de energie și cu multe joculețe.